Eneida de Vergiliu, cartea întâi. Când luptele viteazului, care izgonit de ursită de pe țărmurile Troiei, și-a pus cel din tâi piciorul pe malurile Laviniului în Italia, pe multe mări și pământuri a fost zvârlit de urgia zeilor și de mânia neiertătoarei Iunone. Mult a avut de pătimit în războaie până să dureze un oraș și să-și statornicească zeii în Lațiu, leagănul seminției latine, al străbunilor albani și ale zidurilor înalte ale Romei. Muză, povestește-mi aceste fapte! Povestește mânia zeiței ce l-a silit pe un om cunoscut prin credință să înfrunte atâtea nenorociri și să îndure atâtea necazuri. E cu putință oare să fie atâta urgie în suflete cerești? A fost odată o cetate străveche întemeiată de pribegi tirieni, Cartagina, departe în fața Italiei și a gurii Tibrului. Cetate puternică prin bogății și vașnică în războaie, care se spune că îi plăcea Iunonei mai mult decât toate celelalte și chiar decât insula Samos. Aici își avea armele, aici își avea carul și dacă i-ar fi îngăduit ursita, aici ar fi vroit zeița să statornicească domnia lumii. Auzise însă că din sângele troian va ieși un vlăstar ce va răsuna odată și odată cetate tiriană și că un popor aprig în războaie și stăpân până departe va porni pentru a nimici puterea Libiei. Așa hotărâseră parcele. La teamă îi se mai adaugă și amintirea războiului vechi, pe care mai mult decât alții îl uneltise ea de dragul grecilor la zidurile Troiei. Timpul nu-i ștersese din suflet pricinile mâniei și ale durerii. În fundul inimii îi stăteau și acum săpate amintirea judecății lui Paris, nedreptatea făcută frumuseții ei, neamul nesuferit al troienilor și cinstea adusă lui Ganimede ce fusese răpit de Jupiter. Întețită de acestea, ea ținea de aceea departe de Lațiu și izvârlea pe toate mările pe troienii scăpați de mâna danailor și a neînduplecatului Ahile, care băjeneau de atâția ani în voia soartei pe toate mările. Atâta trudă a cerut întemeierea poporului roman. Abia se depărtaseră de țărmurile siculilor și-și întinseră pânzele la vânt, spintecând voioși cu pintenul de aramă al corăbilor lor spuma sărată a mării, când fica lui Saturn, în sufletul căreia mocnea încă vechea rană, își spuse în sine: „Să mă dau oare bătută și să mă opresc de la ceea ce am pornit? Să nu pot eu îndepărta pe căpetenia teucrilor de la țărmul Italiei? Ursitele mă împiedică.” Pallas a putut totuși preface în cenușă flota argienilor și i-a putut scufunda și pe greci în mare numai din pricina vinii, ori mai bine, a nebuniei unuia dintre dânsii, a lui Ajax, fiul lui Oileu. Ea a aruncat dintre nori trăznetul cel repede al lui Jupiter și le-a împrăștiat corăbile și a răscolit mările cu vânturile. Ea l-a putut înfășca pe vinovat și l-a făcut să verse flăcări din pieptul străpuns și l-a ținut apoi pe vârful unei stânci. Iar eu, stăpâna zeilor, sora și soția lui Jupiter, mă lupt zadarnic de atâția ani împotriva unui singur popor. Cine o să mai slăvească de acum înainte puterea Iunonei, or să-i mai aducă cu smerenie la altare rugăciuni și jertfe? Frământând astfel de gânduri în sufletul învăpăiat, zeița sosi în Eolia, țara furtunilor, lăcașul de unde pornesc vifornițele. Aici domnește Eol, care în fundul unei peșteri uriașe ține sub stăpânirea lui vânturile răzvrătite, furtunile zgomotoase și le încătușează în închisoare. Mânioase, ele freamăt în jurul porților în vuietul muntelui.
De pe o stâncă prăpăstioasă, cu toiagul în mână, Eol le domolește neastâmpărul și le potolește mânia. Dacă nu l-ar înfrâna, vânturile ar spulbera în văzduh marea, pământul și cerul înalt. De teamă, atotputernicul tată al zeilor le-a închis în peșteri adânci, peste care a prăvălit namile de munți și le-a dat un stăpân care, supus el însuși unei noime, să știe când să le strângă hățurile și când să le sloboadă. La dânsul veni atunci Iunona să îi se roage cu aceste cuvinte: Eol, ție ți-a dat tatăl zeilor și al oamenilor puterea de a îmblânzi vânturile și de a le umfla cu ajutorul vânturilor. Un neam dușman plutește pe Marea Tireniană, ducând Ilionul și pe nații lui învinși în Italia. Dezlănțuie furtunile, scufundă corăbile, ori împrăștie-le și seamănă marea cu leșurile lor. Am 14 nimfe frumoase la chip. În schimbul slujbei ce-ți cer, pe cea mai mândră din trânsele, pe Deiopea, ți-o voi da cu cununie ca să-și petreacă viața cu tine și să te facă tatăl unei odrazle frumoase. La acestea Eol îi răspunse: rostul tău, stăpână, e să poruncești și al meu să ascult. Dacă am vreo putere, ție ți-o datorez. Tu mi-ai dat toiagul domniei și ocrotirea lui Jupiter. Tu îmi dai putința să iau parte la ospețele zeilor și să fiu stăpânul norilor și al furtunilor. După ce rosti aceste cuvinte, el lovi cu stratul lâncii muntele gol. Prin deschizătura făcută, vânturile se îmbulziră ca o turmănă valnică, suflând val vârtej peste pământ. Eurus și Notus, vântul Africus, aducător de furtună, se prăvăliră de valma asupra mării și o zguduire din adâncuri, rostogolind valuri năpraznice spre țărm. Strigătele oamenilor se amestecară cu scârțâitul odgoanelor. Norii întunecară îndată cerul și lumina zilei le luară vederea troienilor. O noapte adâncă se lăsă peste mare, cerul bubui și văzduhul strălucea de fulgere dese. Moartea apropiată se arătă de pretutindeni privirii corăbierilor. Un fior rece înmuie deodată trupul lui Enea. Gemând și ridicându-și mâinile spre cer, el rosti aceste cuvinte: cu cât au fost mai fericiți cei ce au murit sub ochii părinților lor, lângă zidurile înalte ale Troiei. Viteazule între vitejii danailor, o Tidide, de ce n-am murit pe câmpia Ilionului? De ce nu mi-am dat duhul răpus de mâna ta, acolo unde aprigul Hector zace doborât de sulița lui Ahile, unde a pierit voinicul Sarpedon, unde Simoisul rostogolește în valurile lui scuturile, coifurile și cadavrele atâtor viteji? Pe când vorbea așa, furtuna deslănțuită de Acvilon izbi în față pânza și ridică talazurile până la cer. Lopețile se sfărâmară, vasul se răsuci și și-ntoarse coasta spre valurile ce se îngrămădeau cât ții muntele. Unii rămaseră atârnați pe vârful lor, prăpastia căscată le arăta altora fundul mării unde nisipul fierbea. Luate de Notus, trei corăbii fură zvârlite pe niște stânci ascunse, numite de italici altare, ce își întindeau spinările uriașe deasupra valurilor. Împinse de Eurus în vaduri, alte trei, o vedenie înspăimântătoare, se sfărâmară și se împodmoliră în nisip. Un val năpraznic izbi din sus drept în bot, chiar sub ochii lui Enea, corabia ce ducea pe licieni și pe credinciosul Oronte. Plecat pe vâslă, cârmaciul fu smuls și zvârlit în mare peste cap. De trei ori șuvoaile răsuciră corabia și o învârtiră pe loc până ce vârtejul iute o trase la fund. Începură să răsară oameni plutind deasupra genunii, arme de ostași, scânduri de corabie și comorile Troiei.
Furtuna răpuse corabia puternică a lui Ilioneu și pe cea a viteazului Ahate și pe cea care se urcase Abas și pe cea a bătrânului Alete. Prin încheieturile desfăcute ale coastelor toate, se umplură de apa vrăjmașă și se deschiseră prin crăpături. În vremea aceasta, Neptun simți că marea se frământă zgomotos și că se dezlănțuise furtuna și că apele liniștite de la fund se ridicaseră deasupra. Se tulbură adânc și, înălțându-și capul liniștit peste valuri, privi atunci în larg, unde zări corăbile lui Enea risipite pe întinsul mării și pe troieni copleșiți de talazuri și de prăpădul ploilor. Ca frate, pricepu numai decât vicleșugul și mânia sorusii Iunona. Chema atunci la dânsul pe Eurus și Zefirul și le vorbi așa: "Până într-atât purtați în voi trufia neamului din care vă trageți. Fără porunca mea vânturilor, cutezați să răsturnați cerul și pământul și să ridicați cogeamite valuri. Las că vă arăt eu vouă. Să potolesc numai talazurile deslănțuite și o să-mi plătiți apoi greșelile cu altfel de pedeapsă. Pieriți din ochii mei, despuneți stăpânului vostru că mie și nu lui i-a dat soarta împărăția mării și temuta furcă. El stăpânește numai peste stâncile uriașe unde slăcașurile voastre eure. Să se grozăvească la curtea lui și să domnească în peștera unde sunt închise vânturile." Astfel vorbi și înainte chiar de a sfârși, domoli apele umflate, împrăștie norii îngrămădiți și aduse din nou soarele. Unindu-și străduințele, Cimotoie și Triton desprinseră corăbile din stâncile ascuțite. Însuși Neptun le ridică cu furca lui, le deschise drum printre nisipurile întinse și după ce liniști apa, lunecă pe deasupra valurilor cu roțile ușoare ale carului său. Când izbucnește răscoala în sânul unui popor și când sufletul norodului clocotește, torțele și pietrele zboară. Din orice-i vine la îndemână, furia-și face arme, dar dacă zărește un bărbat vrednic prin virtuți și merite, mulțimea tace și ascultă cu urechile ciulite. Numai cu vorba el înfrânează sufletele și moaie inimile. La fel se potoli și freamătul valurilor, de îndată ce zeul privi peste ape și purtându-și caii sub cerul înseninat, zbură cu hățurile slobode în cerul ușor. Osteniți, eneazii se siliră acum să ajungă în grabă la țărmul cel mai apropiat și se îndreptară spre malul Libiei. Într-o scobitură adâncă se află aici un loc din care o insulă face un port. Venind din larg, valurile se frâng de coastele ei și, întorcându-se îndărăt, se despică în cercuri. De o parte și de alta se ridică stânci năprasnice. Doi colți amenință cerul. La picioarele lor adăpostite, apele stau nemișcate. Deasupra se apleacă o perdea de păduri clătinate de vânt și un codru negru cu umbra-i deasă. În fund, sub niște stânci povârnite, se află o peșteră, adăpost al nimfelor, cu izvoare de apă dulce, cu jilțuri tăiate în stâncă. Aici se odihnesc corăbile ostenite, fără să mai fie legate cu lanțuri, ori înfipte în fund de cârligul ancorei. Aici sosi și Enea cu cele 7 corăbii cei mai rămăseseră din întreaga flotă. După ce răvniseră atâta uscatul, troienii scoborâră pe țărmul dorit și își întinseră pe nisip mădularele de pe care și roia apa sărată. Ahate scăpără numai decât scântei dintr-o cremene și aprinse cu ele frunzele. Strânseră în jur ramuri uscate și dădu drumul focului în vreascuri. Deși osteniți, troienii scoaseră din corăbii grâul stricat de apă și uneltele de făcut pâine și se puseră să usuce la foc boabele scăpate pentru a le râșni între pietre.
În vremea aceasta, Enea se urcă pe o stâncă, își roti ochii peste întinsul mării ca să vadă dacă nu-l zărește cumva aruncat de valuri pe Anteu și corăbile frigiene, pe Capis, ori armele lui Caicus din vârful pupelor. Nu îi se arătă nicio corabie în zare, ci numai trei cerbi rătăcind pe țărm. În urmă venea o turmă întreagă, păscând în lung șirag prin văi. Enea stătu locului și, luând arcul și săgețile pe care îi le ducea credinciosul Ahate, culcă mai întâi la pământ pe cei din frunte ce-și purtau pe sus capetele cu ramuri ca niște copaci, puse apoi pe fugă întreaga turmă și o urmări cu săgețile-i în codrii stufoși. Și nici nu se opri înainte de a fi culcat la pământ namilele de trupuri a șapte cerbi, cât era și numărul corăbilor lui. Se întoarse apoi în port și își împărți vânatul între tovarăși. Le mai împărți și vinul pe care bunul aceste îl încărcase în butoaie pe țărmul Siciliei și li-l dăruise în clipa plecării. Le mângâie apoi sufletele mâhnite cu aceste vorbe: "Tovarăși, nu de acum cunoaștem suferințele. Am înfruntat altele și mai mari. Un zeu o să le pună odată și lor capăt. Ați înfruntat turbarea Scilei și larma stâncilor ei până în adâncul apelor. Ați înfruntat și stâncile ciclopilor. Veniți-vă în fire și risipiți-vă teama și durerea. Într-o zi vă veți bucura poate și de amintirea lor. Prin atâtea încercări, prin atâtea primejdii, noi ne îndreptăm spre Lațiu, unde Ursita ne făgăduiește o viață tihnită. Acolo o să fie îngăduit Troiei să învie. Răbdați cu tărie și așteptați un viitor mai norocos." Astfel grăi Enea și, deși era ros de griji, se arătă tuturor încrezător și își înăbuși în suflet durerea adâncă. Tovarășii se puseră pe treabă ca să-și gătească ospățul din vânat. Jupuiră pieile de pe coastele cerbilor și le scoaseră măruntaiele. Unii le tăiară în bucăți și, zvâcnind încă de viață, le înfipseră în frigărui. Alții puseră pe țărm vasele de aramă sub care făcură foc. Își întremară astfel puterile mâncând. Culcați prin iarbă, băură vin vechi și se ospătară din vânatul îmbelșugat. După ce și-a stâmpărară foamea și își strânseră mesele, stătură mult de vorbă și-și plânseră tovarășii pierduți, șovăind între nădejde și teamă, când îi socoteau vii, când credeau că au murit și că nu le mai aud chemarea. Piosul Eneia mai ales jelea în el soarta viteazului Oronte, a lui Amicus și cruda ursita lui Licus și pe viteazul Gias și pe Cloantus. Erau tocmai pe sfârșite, când, privind din înaltul cerului marea plină de catarge și pământurile întinse și țărmurile și popoarele împrăștiate, Jupiter se opri în creștetul cerului și își aținti ochii peste ținuturile Libiei. În vreme ce frământa în suflet astfel de griji, iată că mâhnită și cu ochii scăldați în lacrimi, sosi și Venera și îi cuvântă așa: "O, tu ce cărmuiești cu poruncile tale veșnice soarta oamenilor și a zeilor și îi înspăimânți cu trăsnetul, ce fără de lege a putut săvârși față de tine fiul meu Enea? Ce fără de lege au putut săvârși troienii, pentru ca după ce au îndurat atâtea nenorociri din pricina Italiei, să li se închidă întreg pământul? Ai făgăduit totuși că într-o zi din sângele întinerit al lui Teucer vor ieși, după ce vor scurge veacuri, a toți stăpânitorii romani, ce vor ține sub domnia lor toate pământurile și mările. Ce te faci acum, tată, să-ți schimbi hotărârea? Numai cu gândul la viitor mă mai puteam mângâia de soarta vitregă de până azi, de căderea Troiei și de jalnicile ei ruini. Aceeași soartă îi prigonește însă și acum pe vitejii ce au îndurat atâtea necazuri. Ce capăt sorocești nenorocirilor lor?
După ce a scăpat de mâinile aheilor, Antenor a putut totuși străbate nesupărat în golful Iliriei și în ținuturile dinăuntru ale Liburnilor, a putut trece dincolo de izvorul Timavului, de unde râul se aruncă din munți ca o mare năvalnică prin 9 guri deodată și acoperă câmpiile cu valurile izgomotoase. El a reușit să zidească orașul Patavium și să statornicească un adăpost troienilor, să-și dea numele poporului și să atârne în cui ca trofee armele Troiei. Liniștit, el se odihnește acum în pace netulburată, iar noi, sânge din sângele tău, cu toate că ne-ai făgăduit nemurirea cerească după ce ne-am pierdut corăbile, ce grozăvie! Suntem lăsați în voia urgiei unei singure zeițe și aruncați departe de țărmurile Italiei. Asta e răsplata credinței. Așa ne așezi în domnie. Privind-o cu zâmbetul care înseninează cerul și furtunile, tatăl zeilor și al oamenilor își sărută părintește fica și îi grăi apoi astfel. Liniștește-te, Citere! Ursita poporului tău rămâne neclintită. Vei vedea cetatea și zidurile făgăduite ale Laviniului și vei aduce chiar tu pe mărinimosul Eneia în lăcașurile Olimpului. Hotărârea mi-a rămas nestrămutată. Fiindcă te roade însă grija, mă voi spovedi și îți voi deschide cartea viitorului ca să descoperi tainele soartei. Eneia va purta un crânce în război în Italia. Va birui popoare cumplite și va da orașe și legi. 3 veri îl vor vedea domnind în Lațiu și 3 ierni vor trece după înfrângerea Rutulilor. Fiul său Ascaniu, căruia i se dă acum și porecla de Iulius, dar i se spunea Ilus pe vremea totputerniciei Ilonului, va stăpâni lună cu lună 30 de ani încheiați și își va strămuta scaunul domniei de la Laviniu la Alba Longa, pe care o va întări cu ziduri puternice. 3 veacuri întregi va domni aici neamul lui Hector, până ce Ilia, o vestală din vița regilor, se va da în dragoste cu Marte și va naște 2 frați gemeni. Îmbrăcat cu blana roșcată a lupoicei ce-i hrănise, Romulus va alcătui apoi un neam de strânsură, va clădi cetatea lui Marte și își va da numele romanilor cărora nu le pun niciun hotar stăpânirii și niciun soroc. Le-am hărăzit o putere fără margini. Chiar și neînduplecata Iunonă, a cărei ură frământă astăzi și marea, și pământul, și cerul, își va îmblânzi gândul și va ocroti împreună cu mine pe romani, stăpânitorii lumii, neamul purtătorilor de togi. Asta e voința mea. Va veni o vreme în scurgerea veacurilor când neamul lui Asaracus va supune ftia și prea frumoasa Micena și va domni în Argosul învins. Din strălucitul sânge al troienilor se va naște Cezar și își va întinde stăpânirea până la ocean și numele până la stele. El se va numi Iulius după marele lui strămoș Iulus. Scăpată de griji, chiar tu îl vei primi cândva în cer, încărcat de prăzile răsăritului. Oamenii îl vor slăvi și pe dânsul în rugăciunile lor. Vremile cumplite se vor îmblânzi atunci. Războaiele se vor curma. Credința străbună și Vesta și Quirinus, cu fratele său Remus, vor da legi lumii întregi. Porțile temutului templu al războiului se vor închide cu puternice zăvoare de fier. Înăuntru, nelegiuita vrajbă, pe o grămadă de arme cumplite, cu mâinile legate la spate, cu 100 de noduri de aramă, groaznică, cu gura însângerată, se va frământa neputincioasă. Zise și din înaltul cerului trimise pe Mercur, fiul Maiei, pentru ca țara și zidurile noi ale Cartaginei să adăpostească pe troieni și pentru ca nu cumva necunoscând ursitele, Didona să nu-i alunge din hotarele ei. Purtat de aripi, zeul străbătu câmpiile văzduhului și se opri curând pe țărmurile Libiei, unde se grăbi să împlinească poruncile lui Jupiter.
Din îndemnul lui, punii își înfrânară pornirea sălbatică și mai ales regina se simți cuprinsă de bunătate și blândețe față de troieni. În vremea aceasta, după ce se zbuciumase toată noaptea cu gândurile de cum să-i viră zorile, piosul Enea ieși ca să-i scodească locurile necunoscute. Pe ce țărmuri îl aruncase vântul? Pustiile pe care le vedea dinaintea ochilor erau locuite de oameni ori de fiare. Voia să cerceteze și să povestească tovarășilor cele aflate. Își adăposti de aceea corăbile într-o scobitură a pădurii, în văgăuna unei stânci încercuite de copaci cu umbră deasă. Întovărășit numai de ahate, el purcese apoi rotind în mână două suliți cu vârful lat de fier. În mijlocul pădurii îi ieși deodată înainte maică-sa cu chipul, portul și armele unei fecioare spartane, ori ca harpalice din Tracia, când își îndemna caii și întrecea în goană zborul vântului Eurus. Îmbrăcată ca de vânătoare, ea își atârnase pe umeri arcul ușor și își lăsase pletele să-i fluture în vânt, cu genunchii goi și cu cutele largi ale rochiei prinse într-un nod. Flăcăilor, îi întâmpină ea, spuneți-mi de n-ați văzut cumva rătăcind pe aici, pe una din surorile mele cu tolba pe spate și cu o blană tărcată de râs, ori fugărind în chiote un mistreț plin de spume. Așa grăi Venera și fiul ei îi răspunse astfel. N-am auzit și n-am văzut pe niciuna din surorile tale, fecioară. Ce alt nume să-ți dau, că nici chipul, nici glasul nu ți-s de muritoare? Ești de bună seamă o zeiță, poate sora lui Phoebus sau vreo nimfă? Oricine ai fi, arată-te binevoitoare, ogoaie-ne necazul și spune-ne sub ce soare și în ce parte a lumii am fost aruncați. Nu cunoaștem oamenii și locurile și rătăcim mânați aici de vânturi și de valuri. Multe jertfe îți vor aduce mâinile noastre pe altarele tale. Venera îi răspunse atunci. Nu sunt vrednică de așa cinste. Fecioarele tiriene obișnuiesc să poarte tolbă și să-și încalțe până sus piciorul în coturn de purpură. Ești în ținuturile punice, printre tirieni și în fața orașului lui Agenor. Acolo sunt hotarele libienilor, neam neînvinsă în război. Peste împărăția asta domnește Didona, fugită din Tir de groaza fratelui ei. Povestea nenorocirilor ei e lungă. Îți voi aminti doar lucrurile de căpetenie. Bărbatul ei se numea Siheu, cel mai bogat dintre fenicieni, pe care biată Didona îl iubea din toată inima. Taicăsu-i o dăduse fecioară. Se căsătorea pentru întâiași dată. Fratele ei, Pygmalion, cel mai nelegiuit dintre oameni, domnea peste Tir și vrajba izbucni între dânsii. Orbit de patima banilor, ticălosul nu mai ținu seama de iubirea surorii lui și îl străpunse nascuns cu pumnalul în fața altarului pe bietul Siheu și și-ascunse multă vreme fapta prin fel de fel de minciuni, iar pentru erata soție o înșelă cu vorbe de șarte. Chipul bărbatului neîngropat i se arătă însă în somn Didonei. Răsărindu-i cu fața nespus de galbenă, el îi arăta altarul însângerat, pieptul străpuns de pumnal și îi destăinui astfel crima făptuită la curte. O sfătui apoi să-și grăbească fuga și să-și părăsească patria și ca ajutor de pribegie îi descoperi, tăinuită în pământ, o veche comoară necunoscută de nimeni, grămezi de aur și de argint. Îngrozită de aceste destăinuiri, Didona se pregăti să fugă și își strânse tovarăși. În jurul ei se adunară toți cei ce-l urau ori se temeau de tiran. Ei puseră mâna pe corăbile ce se aflau tocmai gata de plecare și le încărcară cu aur. Avuțiile lacomului Pygmalion au pornit astfel pe mare. O femeie era în fruntea băjeniei. A sosit aici, unde vei vedea peste puțin zidurile mari
și cetățuia ce se înalță a tinerei Cartagine. Au cumpărat o întindere de pământ atât cât s-o poată cuprinde cu o piele de taur, de unde și numele cetățuiei de Birsa. Dar voi cine sunteți? De pe ce tărâmuri veniți? Încotro vă îndrumați? Întrebându-l astfel, Eneia îi răspunse, suspinând din adâncul sufletului. O, zeiță, dacă mi-aș începe povestea, luând-o de la capăt, și dacă ai avea răgaz să ne asculți izvodul nenorocirilor, luceafărul de seară ar izgoni ziua și ar închide porțile cerului înainte de a fi sfârșit. Am pornit peste fel de fel de mări din străvechea Troia, dacă ți-a venit până la urechi numele ei, dar o furtună ne-a zvârlit din întâmplare pe țărmurile Libiei. Eu sunt Piosul Eneia. Faima mi-a mers până la cer. Îmi aduc în corăbii pe nații scăpați din mâinile dușmanului. În Italia îmi caut o patrie, iar neamul mi se trage din Jupiter. M-am supus soartei și cu ajutorul mamei mele, zeița Venus, ce mi-a călăuzit drumul, am pornit pe Marea Frigiană cu 20 de corăbii. Din ele abia mi-au rămas 7 zdrobite de valuri, de vânturi. Necunoscut, sărman, eu însumi rătăcesc prin aceste pustiuri ale Libiei, izgonit din Europa și din Asia. Nelăsându-l să se mai tânguiască, Venera îi curmă astfel durerea. Oricine ai fi, de vreme ce ai ajuns la Cartagina, nu cred să sorbi suflarea vieții dușmănit de zei. Apucă-o înainte și du-te de aici la pragul reginii, căci te vestesc că ți s-au întors tovarășii și ți s-au înapoiat corăbile ce s-au pus la adăpost de cum s-au schimbat vânturile. Ți-o vestesc numai dacă părinții nu m-au învățat greșit să citesc în zborul păsărilor. Privește la cele 12 lebede bucuroase că sunt în grămadă, pe care însă odinioară, repezindu-se asupra lor din înaltul văzduhului, un vultur le-a risipit pe cerul senin. Uite-le cum se lasă pe pământ în lung șirag, ori își caută de sus locul unde să se pogoare. După cum s-au strâns iarăși împreună, de se joacă acum foșnind din aripi și se rotesc în aer cântând, tot așa și corăbile și tinerii tăi tovarăși, ori sunt în port, ori intră acum cu pânzele întinse. Pornește dară și îndreaptă-te încotro te duce drumul ăsta. Ea zise și cum se întoarse, grumazul trandafiriului străluci de lumină și de pe creștet, părul împrăștia o zeiască mireasmă de ambrozie. Rochia îi căzu până pe picioare și după mers se văzu că era într-adevăr o zeiță. Eneia își dădu seama că e maică-sa și aruncă aceste cuvinte în timp ce ea se îndepărta. Pentru ce, nemilostivo, îți înșel de atâtea ori fiul cu arătări de șarte? De ce nu mi-ai dat să-ți iau mâna în mâinile mele și să-ți aud glasul adevărat și să-ți răspund ca un fiu? El o dojeni cu astfel de cuvinte și își îndreptă pașii spre cetate. Zeița învălui însă pe drumeți în ceață și îi înfășură într-o mantie deasă de negură ca să nu-i poată nimeni zări ori să se apropie de dânsii și să-i zăbovească din cale, întrebându-i de unde veneau, iar ea se aruncă în văzduh și zbură spre Pafos, bucuroasă să-și revadă lăcașurile, unde pe cele 100 de altare ale templului ardea tămâia din Saba și se împrăștia mireazma ghirlandelor proaspete. Drumeții porniră pe calea ce li se deschidea înainte și se urcară pe colnicul cel mai înalt dinaintea cetății, de unde se vedeau zidurile din față. Eneia se minună de aceste curți, nu de mult doar niște bordeie. Se minună de porți, de forfota norodului și de ulițele așternute cu piatră. Harnicii tirieni zoreau, unii lucrau la ziduri, clădeau cetățuia, rostogoleau pietrele cu mâinile lor, alții își alegeau locul potrivit pentru casă și îl închideau cu o brazdă. Își alegeau judecătorii, magistrați și sfatul cel sfânt al obștei.
unii săpau porturile, alții așezau temeliile unui teatru și tăiau din stâncă uriașe columne, podoabe mărețe pentru scena viitoare. Muncă de adevărate albine, când la începutul verii, la soare, pe câmpurile înflorite, unele duc roiurile celor tinere, altele strâng mierea curgătoare și umplu fagurii cu dulcele ei nectar. Altele primesc povara tovarășilor ce sosesc, ori se înșiră la luptă și izgonesc de la faguri leneșa turma a trântorilor. Lucrul zorește și mierea care miroase a cimbru îmbălsămează aerul. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.